Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață pe Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, va fi o cafea din punctul meu de vedere scurtă, dar asta nu înseamnă că nu va fi o emisiune mai mult decât interesantă, pentru că sub rubrica interviuri de colecție veți avea ocazia să ascultați o personalitate marcantă a școlii românești de astăzi, profesorul dr. Radu Gologan, președintele Societății Române de Științe Matematice, care nu va face matematică în emisiune, ci împreună cu moderatorul emisiunii va încerca să pună punctul pe chestiunile nevralgice din învățământul românesc, dar și pe modul în care se poate face performanță, pentru că numele lui Radu Gologan este asociat aproape întotdeauna cu performanțele realizate de copiii noștri din loturile de matematică care obțin aproape an de an succese internaționale. Înainte de a da drumul interviului, aș vrea să vă spun că așa, destul de departe de ochii opiniei publice, cu mult prea puțină atenție față de cât ar merita, la Piatra Neamț se desfășoară Olimpiada de Matematică, Olimpiada Națională de Matematică, partea dedicată învățământului liceal. Și că, cel puțin până acum, toate aprecierile sunt la superlativ, apropo de modul în care a fost organizată și gândită această olimpiadă. Asta este partea bună. Partea rea a lucrurilor este că în timp ce se desfășoară un concurs la acest nivel în Piatra Neamț, în mediul politic se fac jocuri pentru funcții în conducerea învățământului nemțean. Dar despre astea cu altă ocazie. Acum să ne bucurăm de prestația domnului profesor dr. Radu Gologan. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun regăsit după ani și ani la o formulă, dialog, one-on-one. Am mutat genericul nostru de interviu de colecție din paginile Mesagerului de Neamț pe înregistrare video. Prilejul este, cum nu se poate, mai minunat. Ține de școală, ține de educație, ține de performanță. Probabil mulți dintre dumneavoastră ați aflat nu doar că la Piatra Neamț se organizează secțiunea licee colegii a Olimpiadei Naționale de Matematică, dar și că invitat de onoare este nimeni altul decât cel pe care, și în calitate de membru al Partidului Petru Rareș, dezvoltat de legendarul liceu de matematică fizică Petru Rareș din Piatra Neamț, deci cel pe care și eu și alții de fapt îl numim Ministrul Matematicii din România, domnul profesor Radu Gologan. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și sunt copleșit de lucrurile pe care le spuneți despre mine. Păi, sunt un profesionist al matematicii, într-adevăr, și al educației, poate, dar mi-am făcut tot timpul datoria și atât. Ați făcut datoria într-un mod care ar trebui să inspire pe mulți, pentru că în ziua de astăzi, nu doar referindu-ne la olimpiadele de matematică, ci la performanțele din învățământ și educație, lucrurile stau, din punctul de vedere a celor din generația mea, cel puțin, din ce în ce mai prost. Criza de sistem afectează tot. Un sistem nu se poate construi fără oamenii care au învățat matematică. Categoric. Cum resimțiți situația? Da. Ce ați spus este, hai să nu zicem, extrem de periculos și greu de înțeles, dar este o problemă. Nu numai criza de sistem, dar și rapiditatea cu care tehnici noi intervin în viața noastră.
observați cum ne-a schimbat internetul, viața și politica mondială și toate aspectele vieții în ultimii 15-20 de ani. Și mai ales în ultimii 10. Observați acum că știința se poate face, cum zicem noi, în online. Politica se poate face în online. Războaiele se desfășoară online. Uneori pregătirea școlară se face online și nu știu dacă nu cumva e prea devreme să mutăm totul înspre această, înspre acest segment al vieții noastre. Am punctat pe sistem, pentru că eu am o slăbiciune pentru ceea ce înseamnă inginerii de sistem. Inginerul de sistem nu se face la fără frecvență, nu se dezvoltă nici prin facultățile de garaj și hangar care au proliferat în România după Revoluție. Cum odinioară, vorba domnului profesor Mironov, tot profesor de matematică, lumea a fost construită de ingineri, nu de politicieni. Categoric. Și în continuare. Pasul următor vine de la inginerii de sistem, fie că vorbim de internet, fie că vorbim chiar de dezvoltare urbană. În România se mai pregătesc undeva astăzi ingineri de sistem? Da, cred că da. Pot să dau exemplul facultății de calculatoare automatică și calculatoare. Eram sigur. Da, unde profesez, unde predau în general la anul întâi matematică. Și acolo vin copiii cei mai buni, cei mai doritori de matematică, de informatică, care mulți dintre ei devin ingineri de sistem. Unde? Foarte mulți în România. Foarte mulți în România. O să vă mirați. Mirați-mă, dezvoltați mirarea asta. Da, deci convingeți-mă. Cam 80% dintre ei lucrează în România, fie că lucrează pentru firme românești sau pentru firme străine, pentru că e mult mai bine să trăiești în România cu 2-3 mii de euro pe lună decât cu 5 mii de lire la Londra. De care performanță e mai mândru un profesor de matematică de nivel universitar? De cele obținute când predă într-o politehnică sau de cele obținute la universitatea de profil? Lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat în favoarea politehnicii. Pentru că pot să spun că la cursurile de la politehnică fac mai multă matematică decât cursul corespondent la facultatea de matematică. Pentru că procentul de copii foarte dotați pentru matematică, hai să nu spunem dotați, porniți pentru matematică, cu plăcere de a face matematică, e mai mare decât la facultatea de matematică. Astăzi când se prezintă grupele de studenți, când aveți prima întâlnire cu ei, se mai face ca odinioară, bine, mă refer la amintiri de acum vreo 40 de ani, recunosc, prezența și prezentarea fiecărui student de unde vine, cum vine și deja e pus într-o anumită poziție. Nu se mai face. Nu se mai face. Sigur că informația asta mă iau singur, dar întreb. Ia să vedem. Care sunteți de la liceul Vianu din București? Care sunteți de la Petru Rareș din Piatra Neamț? Care sunteți? Cu cine ați făcut matematică? Ei cunosc pe foarte mulți profesori. Sau le spun liceul, și spun, a, ai făcut cu profesorul cu tare, da. Păi de unde știți? Să-l știți? Da. Ia să vedem. Un exercițiu. Un nume. Două. Care au provenit din Petru Rareș sau din Roman Vodă. Deci... Nu mi-aduc aminte acum să vă spun. Sigur, am avut studenți. În fiecare an am studenți din Piatra Neamț. Da. Și probabil că sunt de la Petru Rareș. Acum, ultimii doi ani am fost online. Da, asta. Deci, mai puțin... Sărim peste legătura asta, a fost o nenorocire și consecințele încă Dacă tot ne-am oprit aici, mă rog, vă dau un exemplu care denotă ceea ce înseamnă învățământul, să spun, numai online, pentru că eu sunt de părerea că online-ul trebuie să intervină ca o componentă a educației. Inevitabilă. Așa. Da, inevitabilă. Legătura cu internetul, lucrurile pe care trebuie să le revezi. Dar mă refer la aprecierile studenților asupra calității mele ca profesor. Diverse aspecte votate. Sigur, e secret votul. Eu văd doar întrebările și părerile. Este prima dată când doi dintre studenți au făcut o afirmație de tipul următor. Dar și proful ăsta, cine vorbește nouă despre Arhimede și Gauss în loc să ne învețe exerciții pentru examen? Opa! Asta sună foarte descurajant. Da.
Da. Cred că ăsta-i cuvântul. Ce spuneați la început, cu criza. Deci asta înseamnă un început de criză masivă în educație. Dacă un copil la o facultate foarte bună nu distinge că acea componentă istorică și intuitivă din educație trebuie exprimată și trebuie spusă. Și doar vrea o cuantificare, o notă de examen și gata. Noi am învățat repede că matematica modelează gândirea. N-a trebuit să apară internetul sau nu știu ce lucrări. Noi am prins-o din școală. Așa era pe vremea noastră, cel puțin. Am prins și prima clasă specială de matematică la școala generală numărul 3 din Piatra Neamț. Dar veneam mai din spate, pentru că o contribuție excepțională a avut în pregătirea noastră învățătoarea. Astăzi, lanțul ăsta, cam cum ar mai arăta? Să vă spun drept din ceea ce vă... De ce? Pentru că dacă nu are un traseu în spate, eu nu cred că un elev explodează în clasa întâi de liceu și gata, descoperă el matematică pe pâine și ajunge olimpic și așa mai departe. Nu, se acumulează de la început. Din, să zicem, de pe băncile de acasă. Chiar de acasă. Da. Formulează băncile școlii, învățătoarea e foarte importantă. Și la mine a fost învățătoarea foarte importantă. Și, bine, și atmosfera de, creată de faptul că mama era profesoară. Colegii. Categoric. Cunosc, de exemplu, acum am discutat cu câțiva părinți care au insistat pentru copiii lor să meargă în clase foarte bune, licee foarte bune. Din păcate s-au dus în clase în care nu mai există un alt copil care să fie pasionat de matematică așa cum e el. Asta e prima condiție. Și atunci, dacă observați, școlile care au mulți copii de valoare mare într-o clasă au rezultatele cele mai bune. Un copil poate să fie oricât de bun, dacă nu are în jurul lui un grup cu care să lucreze și să învețe reciproc unul de la celălalt. Nu progresează foarte mult. Nu antrenorul de genii sau antrenorul de la școală sau meditatorul, nu. Lucrurile se petrec acolo. Din cauza asta sunt licee în care într-o clasă apare un copil și după aceea 3-4 cu care cresc împreună. Și eu am făcut o clasă specială de fizică la Brașov. Era o atmosferă extraordinară. Extraordinară clasa respectivă și uitați-vă că cred că mai mult de 10 dintre colegii mei sunt profesori universitari. Noi când am intrat la Petru Rareș de pe traseul ăsta, prima parte, în anul întâi, cu domnul profesor Dumitreasa, ne-a zis din prima, nu pot să limit acum, că ne vede lumea. Nu prea avea treabă cu noi. Iar după aia, când am ajuns la post-liceala Electro Iași, și alți colegi înaintea mea au avut aceleași pățanii. La matematici speciale venea marele profesorul Bejancu. Te-ai făcut? Petru Rareș, cu cine? Cu Dumitreasa, la tablă. Scurt, fără menajamente. La analiză, mai simplu. Aia, semestrul nu avem treabă cu voi. Deci, lucrurile astea astăzi s-au pierdut. Nu știu. S-au urmează valoare? Da, bine, lucrurile se schimbă. Vedeți că ce discutam la început, apropo de intervenția, hai să spunem, IT-ului în viața noastră. Schimbă. Se schimbă gândirea copiilor. Da, dar noi trebuie să dominăm IT-ul. Nu IT-ul să ne domine pe noi. Fetița cea, mea cea mică, când a văzut prima carte, a început să dea cu degetul pe scris. Pentru că era obișnuită cu degetul pe tabletă. Astea au fost primele imagini mișcătoare din viața ei. Și am înțeles că este un lucru care se întâmplă adesea cu copiii noștri. Da, da. Mi se dă o înfășurătoare de revoluție și eu nu văd o revoluție în asta. Și gândirea lor matematică suferă, pentru că atunci când aflam acum 20-30 de ani de profesori care lucrau în alte țări în care învățământul nu era atât de intuitiv și matematica nu se făcea cu demonstrație, era foarte greu să învețe să demonstreze ceva. Teorema lui Pitagora, de exemplu, însemna pentru ei câteva verificări și gata, e adevărată. Am ajuns să descoper și la copiii noștri această gândire destul de rudimentară. A demonstra înseamnă a verifica câteva cazuri particulare. De aici complicația cu care se învață în clasa noua inducția matematică. 80% din copii nu înțeleg nimica.
Oh, am tras aer în piept și mă duc iar așa, mă întorc la sistem. Aveți vreun ministru preferat din cât s-au perindat pe la educație? De ministrii educației? De ministrii educației. În afară de Spiru Harăt. Da, cred că acolo. Eu am o... Cred că i-am cunoscut pe majoritatea. Și pe mulți foarte bine. Părerea mea este că toți au vrut să facă treabă bună. Absolut toți. Practica e omorât, nu? Nu știu, sistemul. Sistemul? Sistemul. Sigur, Funeriu a vrut o reformă foarte adâncă și brutală, poate. Dar nu era rea. Era o reformă tinerească și bine făcută și au rămas multe lucruri bune de atunci. Și doamna Andonescu a vrut să facă multe reforme. Unele au fost bune, altele au fost proaste și și-a dat seama de ele. Nu știu, ministrul de acum, nu știu cât, în ce măsură se potrivește pentru poziția respectivă. El e mai degrabă, după mine, politician decât ministru. Miclea? Miclea, da. Miclea, pot să spun că mi-a plăcut și gestul lui de a renunța la ministeriat pentru că nu se respectă Constituția a fost un exemplu extraordinar. Un act de mare demnitate. Un act de demnitate, da, pe care puțini oameni l-au făcut în istoria noastră politică. Și în alte discuții... Și da. Miclea este un om care știe ce înseamnă școala și prin virtutea meseriei sale. Când îl vedem la televizor, nu seamănă cu... Parcă nu-i din... Și mai e ceva, după părerea mea. Un ministru bun al învățământului trebuie să fie o persoană care a trecut prin toate etapele școlii. Adică eu nu cred că un ministru care n-a intrat într-o cancelarie de școală, măcar un an, doi, trei, să vadă cum sunt profesorii, ce se discută, care e atmosfera, cum sunt copiii într-o școală, chiar dacă e profesor universitar. Dar trebuie să treacă și pe acolo. Asta n-a fost o idee rea. Eu țin minte atunci de anul 4 sau 3, când a apărut legea cu practica în producție. Stagiu în producție. Dar eu mă așteptam să rămân asistent universitar în facultate. Aproape că am plâns când am aflat că trebuie să mă duc 3 ani în producție, care servea să mă duc într-o școală amărâtă, că nu mă duceam în liceele cele mai bune din București, și să stau acolo 3 ani. Știți cât mi-a folosit? Cum mi-au schimbat acei 3 ani optica despre adevărata Românie și despre cum gândește lumea și ce înseamnă școală. Era o școală cu copii din medii defavorizate. Marea majoritate. Profesorii erau și ei destul de, să zicem, din categoria celor care n-aveau curajul să acceadă la o școală mai bună. Și așa am reușit să înțeleg lumea mult mai bine. Și am reușit după Revoluție să înțeleg și de ce se votează așa. Da. Cum se votează. Ați pomenit așa în viteză pe actualul ministru. După părerea mea, a reușit să o facă regretată pe doamna Andronescu, poreclită Abraham Burica. Adică ce face actualul ministru este eminament mandat sincer, politic. Să vă spun sincer, dintre toți miniștrii, cea mai bună relație am avut-o cu doamna Andronescu. Bine, și prin virtutea faptului că era mama noastră în politic. Sigur, sigur. Dar a susținut foarte mult cauza copiilor olimpici. Ok. Când se trece în revistă galeria de miniștri, mulți mă aduc aminte de Andrei Marga, de numele căruia e legat celebrul sistem Bologna, pe care personal n-a reușit să-l înțeleg nici în ziua de astăzi. Dar foarte am mult... făcut foarte mult rău învățământul de la Oresc. Dezvoltați, vă rog, una e să spuneți dumneavoastră, una un... Păi, în primul rând, s-au făcut niște schimbări masive în învățământul superior. În primul rând, de teamă. Și care au rămas în continuare. A fost teama că dacă se reduce sistemul universitar prima etapă, da, la 3 sau la 4 ani, 3 în universități, 4... E un fel de școli de subingineri. Da? Un fel de școli de subingineri. Atunci se pierd ore, oamenii vor fi... Și s-au îngrămădit, cum să zice, tagma celor care conduc universitățile să-și mărească numărul de ore acolo în detrimentul științelor fundamentale. Asta s-a terminat în Politehnică, unde la anul întâi există doar 3 cursuri de matematică decât un semestru. Da? Și în alte locuri. S-au scos foarte multe lucruri. După care, când a apărut, s-a înțeles ce înseamnă masterul, s-au dat seama că nu trebuia schimba nimic. Putea pur și simplu. Și acum, într-un fel, e un avantaj, pentru că sunt studenți de la calculatoare, acolo știu exemplul, la automatică, care se duc să-și facă master în afară,
în străinătate și își echivalează foarte multe cursuri pe care le-au făcut în primii 4 ani. La învățământul obișnuit. Am înțeles. Și mai este deci un ministru pe ăsta care să trece, Maior. Parcă n-ar fi fost. Da, puțin. Puțin mi-aduc aminte. Ok. Da, mai degrabă putem vorbi despre fiul său. Acum intervin eu pe partea mea. Aș prefera să discutăm lucruri serioase. Da. Bine. Vorbeați de studenții noastre, inginerii de sistem. În alte vremuri mai exista o categorie de ingineri de sistem pe care îi pregătea România, cei de la electroenergetică. Erau ingineri de sistem 100%. Meserie de viitor. Meserie de viitor acum în afara României, că la noi s-a cam terminat. Și acum e o facultate foarte bună și cu cadre didactice excepționale. Dar mă îngrozea, apropo de cum a luat-o haotic tot învățământul superior. Număram la un moment dat școlile de actor, așa zis universitare, de actorie, cu tot cu cele serioase din România, produceau mai mulți absolvenți cu diplomă de talent, actori, actrițe, decât ieșeau ingineri energeticieni per total în România. Pe mine m-a îngrozit. M-a speriat treaba asta. Undeva nu se adună niște creiere, se ia niște decizii strategice. Spuneam, bă, frate, nu avem de unde da atâta pâine, atâta scenă, atâta aplauze, la câți actori scoateți. Poate ați auzit de cel mai facultate de actorie de la Universitatea Dunărea de jos din Galați. Poate. Deci, am auzit. Nu? Da? Ok. Dar țara are nevoie de alții. Deciziile astea, nu se consultă nimeni, nu vorbesc între ei. E mult mai greu să construiești un inginer decât un inginer și o facultate care să scoate ingineri, decât să faci un, construiești un actor. Și abandonăm, ne predăm? Acum, observați că, fără să intru în detalii, pentru că nu le știu, dar am observat, întâlnind diverse exemple, că nu prea ajung actor, dar fac altceva. Devin comis voiajori, bine, fac presă, în fine, nu neapărat actorie. Deci e o chestiune în care s-a investit, cum se spune, cam pe degeaba. Eu n-am vrut să-i denigrez pe ei, dar am făcut doar comparația. Mă întorc la aceste decizii strategice. În curând, nu știu, o să importăm agronomi de prin Asia, nu vorbesc numai de... Da, ridicați o problemă care e, într-adevăr... Va chema cineva vreodată să mă întrebe, domnul profesor, noastră sunteți la automatică și calculatoare acolo, facultate de elită. Da? V-a întrebat? Nu. 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 Am fost în multe comisii de schimbare de programe, de școlare, de viziuni, legea al învățământului, dar niciuna nu s-a finalizat. Au fost două întâlniri, după care, cum spune românul, s-a cam fâsâit. Și ați rămas atunci, deci, pe linia asta care v-a individualizat și v-a consacrat, antrenorul de genii, chiar v-au dat vreun un atestat de antrenor, de lot olimpic? N-am obținut nimic, am câteva diplome oferite așa de minister în situații mai speciale, dar n-am nicio decorație, nici nu m-am gândit la așa. Să vorbim cu directorul nostru de la Rareș, cu Asociația Absolvenților, poate inventăm noi un certificat de genul ăsta. Nu, dar nu pentru asta am făcut. Am făcut-o în primul rând pentru că atunci când eram copil și mă pasiona matematica și am cunoscut oamenii care se ocupau de olimpiade și de pregătirea olimpiadelor, mi se părea așa ca un vis uluitor. Oare o să ajung și eu vreodată să conduc locul României la Olimpiada Internațională? Pentru că pentru mine oamenii erau niște zei. Pe asta a fost și premiat la Olimpiada Internațională. Da. Adică, da. Când am ajuns să mi se ofere lucrul ăsta, am zis da, imediat și chiar cu mare bucurie. Și m-am implicat foarte, foarte tare. Pentru că mă gândeam la... Era un vis îndeplinit. Uzurpator, nu mai mult decât, ceea ce aș fi vrut, poate mai mult să fiu un matematician de cercetare, mai productiv. M-a bucurat mult mai tare această cale. Pentru mine este... Deci am făcut și matematică de cercetare rezonabilă. Nu... Am să ajung eu și la institutul acela cu o întrebare. Mi se pare neverosimil că nu s-au găsit pretendenți, uzurpatori politici. Sunteți una dintre puținele persoane de top în profesie cu performanțele care nu-i deranjată. Eu vă invidiez, da, eu mă înclin.
Da, mi-am câștigat, cred că, prin corectitudine, prin felul de a fi o poziție care uneori mai îmi spun colegii, păi dacă spui tu ceva, sigur oamenii ăia se gândesc că de ce ai spus-o și cuvântul tău contează. Pentru că acum sunt într-o perioadă în care, probabil că ați văzut, colegii mei mai tineri au început să preia multe din lucrurile pe care le făceam eu, chiar și la Iași, la Olimpiada de 7-8, m-am dus tocmai acolo pentru că sunt câțiva tineri pe care vreau să-i observ cum funcționează. Și așa am și făcut, adică am stat deoparte. Și chiar îi spuneam colegului meu, care e un profesor eminent și se ocupă și de Gazeta Matematică mai nou, și un profesor eminent la Minulescu, la Slatina, și a făcut treabă foarte bună și spuneam, măi, uite, acum, clar, la anul se simt că pot să nu mai vin. Și zice, Radule, să nu ne lași, că ăștia ne mănâncă. Da. Asta da, misiune. Paranteza aceea cu Institutul, cum se chema oficial, de matematică? Sau Institutul Simeon Stoilov. Institutul de matematică al Academiei Simeon Stoilov. Din 78, parcă nu, cam așa. 74 s-a desființat. Desființat. Desființat de către Elena Ceaușescu. Și Zoia unde a lucrat? Zoia era acolo. Era acolo. Da. Și după aia, în 77, după cutremur, 77, cred că 76, s-a înființat o secție mică cu câțiva oameni la acel INCRES, Institut de Creație Științifică și Tehnică, făcut pentru Coanda. Ok. Asta a devenit o secție, care a crescut până la Revoluție, că avea 100 de oameni, care practic în momentul în care s-a reînființat Institutul de Matematică s-au mutat. Putem face o comparație între proximitatea copilului, eu nu pot să zic o draslă, unei persoane care chiar a făcut carte, mă refer la Zoia. Da. Între a lucra în proximitatea cuiva dinastic situat, aproape, de conducere, și cei care vin astăzi pe dinastică, sunt alu ăla, care erau mai normali, mai omenoși. Din păcate, aceia erau mai normali. Nu? Da. Aia din, și erau puțini, câțiva. Da? Acum, e inflație? Acum e inflație. Toate odrasle de potentați locali și de politicieni se comportă mult mai rău în societate și mult mai cu tupeu decât erau acești copii ai dictatorului, să zicem. Da, pe Zoia am cunoscut-o foarte bine. Da? Știa, avea calități extraordinare intelectuale. Și defecte, evident. Răsfăț în familie, clar, era fata iubită a tatălui. Pe mine m-a interesat calitățile. Pe Valentin, iarăși, îl cunosc foarte bine. Avem o relație și acum foarte bună, de prietenie. Un excepțional jucător de bridge. Știu asta, da? În continuare mai joacă. Da, ocazional acum. Da, un om perfect normal, cu o familie normală. Pe Nicușor l-am cunoscut mai puțin. Dar oricum, atât când l-am cunoscut, nu era nici pe departe ce să spunea. Eu nu vreau să provoc niște nostalgii, nu vreau să generez niște interpretări, dar când văd astăzi pleiada de figuri publice, nu neapărat din zona politică, bun, ăștia domină, nu mai văd că am mai făcut un doctorat nu știu pe unde, că am mai făcut un masterat după vreo două doctorate. La un moment dat, mulți ani în urmă, un șef de la o instituție de-asta deconcentrată, m-a adunat vreo 6-7 masterate și îmi întreabă cineva, bă, nu mai faci încă vreun masterat? Păi m-am săturat, la cât costă bucata, mi-ajung. Ne-am dus în partea aialaltă. Da, nu știu, cred că este o lipsă de civilizație. Deci noi suntem încă un popor care n-au trecut prea mulți ani de la momentul în care a început să fie civilizat. Și tarele astea rămân. Faptul că se aleargă după diplome și doctorate, orice, cum mai spuneam noi pe vreme, orice neam prost de a un doctorat, nu-l vrea ca să învețe ceva, ci să sune acolo bine. Și nu-l vrea ca să-i dea 15% salariu. Nu, el vrea să sune acolo că e doctor. Asta a spus civilizația. Eu cred că e vorba de cinste. Păi, ca să fii cinstit, trebuie să fii civilizat. Da. Da, cinstea nu este un lucru care nu mai se învață. Cinstea este un lucru pe care trebuie să ți-l impui. Sunt momente în care trebuie să fii foarte puternic, cultural și educat ca să ți impui cinstea. Pentru că omul e tentat, ca orice animal, să mai... Nichita Stănescu avea o vorbă. Cinstea nu este o opțiune. Cinstea nu este o virtute, este o opțiune. E o opțiune, da, sunt perfect de acord. Apropo, știți că Nichita Stănescu a fost rezolvitor de probleme la Gazeta? Știu, a avut un profesor celebru la Ploiești.
Nu mai știu cum îl cheamă. Dar l-am cunoscut și eu pe vremea olimpiadelor. Era unul din colegii mei de la institut, care acum e în Statele Unite, care l-a avut profesor, povestea totdeauna cu mare plăcere cum atunci când respectivul profesor, pe care nu mi-aduc aminte numele, în fine, s-a prăpădit de mulți ani, când găsea o demonstrație frumoasă a unei teoreme sau o spunea, zice, asta aparține marelui matematician italian Potrivelli. Da. Deci cum se potrivesc lucrurile frumoase uneori în viață și mai ales în matematică. Sunt momente în care... Nu știu cum ne le potrivea nouă. Cu toate domnul profesor Dumitrescu, dar să scriem și noi în memorii. Am evocat pe dânsul Mâncrin și în memoria marilor alți dascăli de la Petru Rareș, care au făcut istorie. Mă gândesc la domnul profesor Zenembisi, mă gândesc la frația Vădane, că da, o școală întreagă, mă înclin în fața olimpicilor care au plecat de aici și în fața profesorului de matematică de la Roman Vodă, pe care noi mai ironizam că am Roman Vodă acolo, voi un oraș muncitoresc. Și olimpici internaționali pe care ați aici, și profesorul Gheorghe Sorta, care a fost colegul meu de facultate. Ne apropiem de misiunea dumneavoastră în zonă. Eu zic că totuși e un miracol că se mai țin olimpiadele de matematică. Totdeauna am susținut, mai ales de la vârsta, să zicem, maturității, de la 18 ani, când încep să accepți ideile astea de egalitarism, de frumusețe, a minții, că toate sunt la fel, că altele sunt. Încet, încet am părăsit chestia asta. Noi avem un strop de geniu în locuitorii acestui pământ. Probabil că istoric sau probabil că amestecul de rase sau de seminții a făcut să avem într-adevăr un talent deosebit pentru gândirea matematică, gândirea informatică și acest gen de gândire spre abstract. Foarte ușor. Observați și copiii români care erau născuți aici, s-au dus în Spania să facă școala acolo cu părinții, așa zis și căpșunari. Copiii se duceau prima dată la școală, dar copiii acelor căpșunari erau cei mai buni la matematică, în clasele spaniole. Avem cazul și prin Statele Unite. Da. Tot așa îi cunoaștem, din colegi, din prieteni, din vecini. Ce s-ar putea face mai mult pentru... Nu stimularea performanței, ci pentru... Poți să am performanță, dar cu o medie deplorabilă. Deci primul lucru, în vremea mea, media era sus. Da. În primul rând, trebuie găsită calea prin care acel 30-40% de învățământ foarte neperformant, să-i spunem, sau, cum să-i zic eu, hai să zicem, defavorizant pentru viitor, da? Care există locuri defavorizate, dar nu numai, acolo trebuie investit în așa fel încât să le dai exact, să faci programele și materia în așa fel încât să-i poți dedica măcar puțin. Nu poți să faci învățământ cu programele actuale pentru zonele defavorizate. Clar. Deci trebuie să simplifici atât de mult lucrurile încât acei oameni să poată deveni executanți corecți. Nu sclavi, executanți corecți, adică să înțeleagă și când fac o meserie, de ce o fac și cum o fac. Pe de altă parte, societatea umană e clar că se dezvoltă spre ideea unei elite foarte subțiri. Pentru că nu mai e nevoie de foarte mulți gânditori. Da, avem roboți, avem mașini, avem tot. Dar acel unul la mie, acolo trebuie investit fantastic. Așa cum se întâmplă în China, așa cum se întâmplă în Japonia, unde clasa de vârf ajunge greu acolo, dar e o sită extraordinară. Când ai ajuns acolo, ești o persoană perfectă pentru societate și pentru construit viitor. Perfect, de acord. Și atunci trebuie să scoatem puțin ideile astea egalitariste. De ce nu, din nou, clase speciale în licee? În fiecare județ, măcar una. Da. Matematică, fizică, chimie, științe și așa mai departe. E perfect ce a spus, da? Acea elită subțire, da? Care se impune. Numai că acolo sunt niște sisteme care funcționează, care sunt verificate. Nu mă interesează că e China, că e nu știu ce altă țară, poate din Africa.
Dar acele elite ies din sistem pe niște criterii de evoluție și promovare clare, păcând la noi muncești degeaba, vine clasa politică și s-a trântit una peste ochi și zice, dar prin lege, începând de mâine, asta este definiția elitei românești. Și ai învățat o viață degeaba. Te-ai pregătit degeaba și nu te lasă să faci un program de învățământ. Nu, pentru că, din păcate, aceste așa zise elite politice își aranjează, până la urmă, doar lor viața. Soția mea zice zilele trecute, zice, tu știi cât câștigă un consilier al ministrului pe lună? De 3 ori salariul meu. Care sunt profesori care fac, pregătesc olimpici la un liceu foarte bun și alții și alții. Care e deosebirea? Ne întoarcem la sistem, timpul a zburat. Un gând pentru Piatra Neamț și pentru toți absolvenții de Neamț, din Neamț din epoca modernă, cărora le-a plăcut mai deci mare. am o amintire foarte frumoasă de câte ori am trecut prin Piatra Neamț. Mi-aduc aminte de prima excursie în Moldova, făcută pe la vreo 7-8 ani, cu tatăl meu, care tocmai își cumpărase mașină. Ce model? Warburg. Bun. Și am făcut toată Moldova, din localitate în localitate, din mănăstire în mănăstire, vreo 2 săptămâni. Și atunci țin minte că Piatra Neamț mi s-a părut orașul cel mai frumos. Și de câte ori vin din nordul Moldovei sau de la Bistrița, unde mai avem tot felul de acțiuni, prefer să vin pe drumul ăsta, ca să trec prin Piatra Neamț. Minunat. A fost cândva, într-adevăr, un oraș excepțional și frumos și... Da, vedeți că vorbeați și de actori, prea mulți actori, dar la Piatra Neamț, aici era eram eu student, era o minunăție de aici, teatru. Aici era certificatul de autenticitate. Aici și foarte mulți din mari actori au început aici. Am revăzut pe unii săptămâna trecută, a fost cu spectacole. Am auzit la radio, da. În Ihoraciu, Mărăr, a venit Mircea Rusu, o să mai vină spectacole. Pentru că Iașiul ne e mai aproape de inimă decât Bucureștiul. Un gând pentru Politehnica Ieșeană. Politehnica Ieșeană are în momentul de față matematicieni foarte buni tineri. Ceea ce mă bucură foarte mult. Pentru că de obicei politehnicile românești, înainte de război, aveau matematicieni foarte buni. Acum, în ultimii ani, lucrurile n-au mai stat chiar așa, pentru că oamenii erau mai mult îndreptați spre cariera didactică. Profesorul de matematică din Politehnică e mai mult profesor decât cercetător, dar lucrurile au început să schimbe. Chiar și la Politehnica din București. La Iași există un centru de transfer tehnologic despre care eu am reușit să mai scriu, despre care se vorbește foarte puțin în România, care este foarte performant și foarte persecutat când e vorba de acces la finanțări. Asta e alt subiect. Aștept să vină cei Iași de la Iași. Are o pleiadă de fizicieni în momentul ăsta de excepție. Probabil că echivalează cu vârfurile de la Măgurele. Ca performanțe științifice. Da? Așa cum și Suceava a început la astronomie să fie cotat. Da. N-am ajuns degeaba. Asta e un filon, un fir vechi al emisiunilor de odinoară, conexiunile. Nu s-o spui așa pentru că toată lumea vorbește acum nebunie, energie, din ce o facem, din ce nu o facem. Am pomenit înainte de emisiune un absolvent de automatică și calculatoare din București, a ajuns ministru, mă mir cum a terminat facultatea cu pricina și astăzi. Știați că în România cercetare fundamentală pe propulsie cu hidrogen, propulsie cu hidrogen se face la Iași? Da, știam asta. Dumneavoastră știați. Nu știu amănunte, dar... Haideți să mai spunem și românilor din surprizele astea. Noi cât putem, dar și dumneavoastră, cei de sus, pentru că pe noastră vă ascultă altfel, ai noștri bat câmpii cu propulsia electrică. Da? Viitorul nu este al propulsiei electrice pentru transportul auto. Pentru că până la urmă și aceea polează. Polează prin și n-o să cum să spun, mașinile pe care le produci. Da. Să faci un motor electric sau o baterie. Până unde ții bateriile când s-au stricat? Nu știu că n-o să avem din ce să facem atâția acumulatori de mare putere. Viitorul este hidrogenul. Evident, care e aia. Da. Sau pe partea de energie. Tot bat câmpii cu, știți, energie curată, de altă. Eu observ că de mulți ani în
România, în lume, nu se mai vorbește de cealaltă variantă nucleară. Fuziune. Încă am înțeles că nu se poate controla. Sau nu e voie? Ce ziceți? Mă duc la conspirații. Din câte știu de la fizicieni importanți, nu, cercetarea n-a ajuns atât de departe încât să se poată fi controlată. Asta e problema. Sau e la secret, eu știu. Eu zic să visăm și în partea asta altă, la urma urmei mă adresez și celor care ne urmăresc. Adică, cred că prietenul meu cel mai bun, fostul director de la laserul de la Măgurele, academicianul Zanfier, da. Colegul meu de bancă și opa, nașul fetiței mele. Și ce frumos! Actualul ministru plenipotențial la Washington, pe știință. Păi, mă bucur că statul român a recunoscut că are nevoie de o persoană în Statele Unite care să reprezinte știința românească ca lume. Adică un profesor, un om care a fost și profesor la ei, printre altele. Da, da, da. Deci despre el vorbeam și am discutat această chestie. Așa. Și asta mi-a spus, asta e informația de la el. Nu este încă controlat. Încă. Pe domnul academician. Și cercetările lui sunt în această direcție. Asta știam de la domnul profesor Mironov, da, unul dintre mari susținători ai proiectului de la Măgurele, după cum. Și multe alte proiecte pe care le-a susținut Mironov. Dacă a spus-o domnul Zanfir, încep să fiu și eu mai ponderat. Dar asta, domnule și domnilor și domnișoarele, nu ne împiedică, întorcându-ne un pic la începutul discuției noastre de astăzi, vorbeam de matematică, modelare, există teoria modelării, similitudinii prin care poți practic modela aproape orice. Din păcate, modelele astea pe care ne sunt servite pe piață le fac filosofii, sociologii, politologii și tot la pregătirea tehnică mă întorc. Care pregătire tehnică fără matematică nu s-a inventat. Sau se inventează în România? Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. În primul rând, ca să gândești tehnic bine, trebuie să ai o gândire formată matematic, nu neapărat să ai informații despre matematică. Și mai sunt niște lucruri, așa cum povedeam despre genul acela de matematicianul potrivelii. Vă dau un exemplu tot din fizică. Este acel numitul modelizing. E vorba de magnetizarea și de magnetizarea la anumite temperaturi a metalelor, de exemplu. Modelul teoretic este o latice, adică o rețea de pătrățele în care se pune câte un atom în fiecare loc, se măsoară anumite cantități, un potențial acolo, cu un parametru beta, care, mișcând parametrul ăla, apare ceea ce se numește tranziție de fază. Acel model, care este simplu, o rețea de pătrate, cu un parametru pus acolo, parametrul de demagnetizare la căldură coincide cu cel din viața practică. E doar o aproximare, dar parametrul coincide. Frumoase coincidențe. Da. Predaria noastră a fost până la urmă, dacă tot am evocat și perspectiva, poate îndepărtată a fuziunii nucleare, să-i întrebăm pe cei care se pricep, pentru că altminteri, iar îi mai vedeți pe la televizor, pe unii care spun că scoatem laserul lucoandă și topim tancurile pe Prut. În banc istoric. Matematica mai te învață ceva. Și cred că este între puținele științe care fac lucrul ăsta. Te învață. Să știi să spui nu știu. Categoric. Nu știu. Sau pot să spun deocamdată nu știu. O să mă gândesc. Ne-a pus pe gânduri, domnul profesor Radu Gologan. Îi mulțumesc foarte mult. A fost un privilegiu. Sper că timpul a trecut repede, ăsta era un standard pe vremuri, dacă nu știm când a trecut timpul, e ok. Mie mi-a trecut foarte repede timpul ăsta. Este perfect atunci. Doamnelor, domnișoare și domnilor, în perioada următoare, fie cu mine, fie cu Vali Bălănescu, vă veți întâlni din ce în ce mai des cu acest generic interviu de colecție, pentru că e nevoie. Toate cele bune!